Iată acum o să vă prezint cum fac amorsa. Am păstrat 3 celule de lăptișor. Probabil ajungeau și 2, dar fac din 3. Avem o pipetă, un cântar cu 0,1 gram. Deci de la 0,1 gram cântăresc. Ce cântăresc? Pentru început o să cântăresc acest borcanel, are 17,5. O să vă arăt de ce cântăresc. Acum scot aceste celule de lăptișor. Îl pun în borcanel. Deci astea 3 celulele luăm și le pun în borcanelul acesta. Așa. Deci după ce am luat cele 3 celule de lăptișor, vedem. Avem 18,2. Se vede bine. A fost 17,5, deci are 0,7 grame de lăptișor. Asta înseamnă că va trebui să punem cu pipeta 0,7 grame de apă. Iată. Luăm apă cu pipeta și vom pune pe cântar 0,4, deci mai punem încă 3. Șase prea mult, mai pune 3, 4. E bine. După ce am pus apa, eu vom pune capacul. Și vom scutura bine să se amestece apa cu lăptișor. Deci, astfel fac amorsa pentru celulele în care voi transvaza larvele. Voi amesteca bine, bine, bine. Apa o fac un pic călduță, undeva la 25-30 de grade, nu mai mult. Se numește transvazare umedă. Și cam suficient pentru toate celulele. Bun, o să aduc ramă cu larve și o să încep să mut larvele în celulele artificiale. O să vedeți că nu-i mare lucru. Acum, după ce am reușit, nu mi se mai pare mare lucru, dar voi mai face niște retușuri ca să înțelegeți. Până atunci, numai bine.